cifrele cu Excel-ul, cu asta, hai, o ți-l arăt, data viitoare când ne vedem, o să-ți-l arăt, vin cu Excel-ul să-l vezi. Deci cât am strâns anul trecut din mărunți. Ia zi, din rest. Da, din rest. Din restul care îl lăsam. Până acum îl lăsam. Mai au 5 bani, 10 bani, 50 de bani. 247 de lei. Iau te pereche de bluși noi. Într-un an. Cine îmi dă, cine îți dă 2247 de lei într-un an de zile? Și fără să aștepte să-i mai, să mai primească înapoi, că dacă șerție, poate mi dai. Dar mă întreb următoarea întrebare, că mi dai înapoi. Nu, o să vin și la anul să-ți cer. Apropo de chestia asta, la fel am făcut și eu într-o zi, eram cu copiii mei, am cumpărat pâine la magazin și mărunțișul l-am lăsat. Mami, dar de ce nu iei? Dar, nu, că de ce ți-a dat? Nu știu, i-am zis că ăla e restul. Dar de ce nu iei? Și au insistat să iau restul ăla și s-au supărat cu lacrimi în ochi. Zic, mamă, lasă-mi, femeia se bucură că îi lași și mărunțișul ăla. Cu lacrimi în ochi mă întreba, mami, dar de ce mi-ai spune rest dacă nu-l iei? Deci... Da, uite, restul ăla poate să fie pus deoparte un cadou pentru copii, corect. Da, așa deci, este. Da, deci, apropo de, este foarte ușor să pui bani deoparte, dacă îți crezi un pattern. Dacă îți crezi o chestie în care în fiecare lună pui, ideal este să pui 10% deoparte. Nu poți cu 10%, nicio problemă, începi cu 1%. Cât poți? 1%. Eu așa am făcut. Măcar algoritmul înveți. Exact, exact. E deprinderea. Eu așa am început. Am început cu 1%. Mi-am dat seama că 10% mi s-a părut mult, 10%, cam mult. Am început cu 1%. Și 1% de fiecare dată când încasam, punem într-o pușculiță. Într-o cutie de CD-uri mi-am făcut-o, mi-am dat, mi-am pus, aia era pușculița. Puneam acolo 1%. Am mers cu 1% câteva luni, după aia am văzut că trăiesc, că e ok, că nu s-a întâmplat nimic, n-am murit de foame. Ok, iasă, 2%. Și am pus 2% și tot așa. Și am ajuns până la 10%. Ideal este 10%. Și oricine poate face lucrul ăsta, pentru că îți setezi ulterioarele nevoi pe bugetul pe care exact. Ți l-ai păstrat. Corect, corect. Altfel spus, și dublu dacă câștigi începând de luna viitoare, îți vor fi îndestulători o perioadă scurtă de timp, după care nevoile tale vor crește și vor fi iar insuficienți. Bineînțeles. Și ar avea probleme. Sau invers, dacă le duci. Bineînțeles. Punctul 12, instruiește-te continuu, ceea ce tot am vorbit, am bătut apa, da. Dezvoltă-te. Dezvoltare personală sunt evenimente în constanță, chiar dacă mulți și încerc... Chiar încerc să schimb chestia asta, că aud de la mulți consănțeni, nu se întâmplă nimic în Constanța. E, ba da, se întâmplă. Se întâmplă joia la Forte Open Connect, se întâmplă marțea tot la Forte, Born to Peace, se întâmplă multe evenimente la Forte, de-aia îl promovez că se întâmplă multe evenimente de dezvoltare personală. Nu știu alte locuri, dar sunt vin trainer din țară care fac, au o mică strategie, care îi dă vânzări, dar e foarte ok, au întâi un workshop, un seminar gratuit de 2-3 ore în care chiar îți dau informații, chiar dacă este gratuit, sunt informații care ar merita câteva sute de lei. Been there, done that. Deci am fost acolo și am văzut. Deci sunt informații foarte valoroase și după aia te invită la un seminar plătit. Deci întâi dau ceva și merge pe principiul ăsta care se tot practică în ultima vreme, că întâi să dăruiești. Da, ca să, bineînțeles, să o dăruiești, să oferi, să știi ceea ce, să iei cunoștință cu ceea ce vei învăța. Exact. Și acum, bineînțeles că mai este, există și varianta de a sta acasă și a citi și a urmări și de a asculta și de așa mai departe, dar dacă punem cei 10% deoparte, așa cum spuneam mai devreme, cu siguranță vom avea și buget de dezvoltare personală, astfel încât să putem să mergem chiar și la cele plătite, da, unde vom afla mult mai multe. Da. Dar chiar și în cazul în care nu ne permitem să mergem la evenimentele de dezvoltare personală plătite, putem merge la cele care sunt gratuite și unde avem oricum destul de învățat și chiar dacă putem să zicem că o luăm de la zero, alea sunt suficiente pentru o primă etapă. Și un ultim... Un ultim sfat. Să angajezi oameni încet, adică să nu te grăbești, să-l treci, ideal este să-l treci chiar prin două interviuri, că omul la primul interviu dă frumos, e ca la dating, când sau ieși în oraș la un suc, da, sau da, da, nu este foarte, și mai dai o doua șansă. Și când vrei să dai pe cineva afară, dă-l în secundă numărul 2. Deci,
Asta e sfatul meu pentru antreprenori. Este o strategie care este foarte simplă. Are un acronim, dar e mai ciudățel. Este în felul următor. Știind ceea ce știu acum, este o întrebare foarte simplă. Aș mai angaja persoana respectivă? Dacă răspunsul e nu, pune-i tu demisia. Deci nici nu aștepta. Deci mâine dimineață, zici, prietene, sau dragul meu angajat, îți mulțumesc că ai lucrat alături de mine, îți mulțumesc că m-ai ajutat la clădirea visului meu, da? Că ai fost angajatul meu. Ai fost plătit pentru acest lucru, mulțumirea. Corect, dar ne despărțim. Și asta este un sfat care puteți să-l aplicați și în viața personală. Dar asta vreau să spun. Exact, se aplică foarte. Știind ceea ce știu acum, aș mai intra în relația asta. Știind ceea ce știu acum, aș mai porni business-ul ăsta. Aș mai face investiția X. Aș mai angaja persoana Y. Dacă răspunsul e nu, taie în carne vie. Pentru că ne dorim să ne dezvoltăm și atunci să tragem de lucruri, de oameni, de aspecte ale noastre, că putem să ne referim, să ne punem întrebarea asta chiar și la aspecte de ale noastre, personale, de trăsăturile noastre, modul în care reacționăm și ne comportăm în viața de zi cu zi, de ce să o mai trag și să o mai trăgănez așa, când scopul meu este oricum să mă dezvolt. Așa că, nu fac nimic altceva decât să pierd timpul și mă complac. Și să exclud alte oportunități. Da. Alte persoane care ar putea totuși să susțină mult mai bine decât cei pe care Peter Drucker spune să tai în carne vie când ți-ai dat răspunsul la o întrebare de genul ăsta și ai zis nu, n-aș mai angaja persoana respectivă sau n-aș mai face investiția respectivă. Se mai pot să fac o analogie cu jocul de poker, când la Texas Hold'em, când ai pus banii pe masă, ai pus 500 de euro pe masă, consideră că e pierdut. Cei mai buni jucători de poker, performerii care au ajuns în top, ăsta e mindset-ul lor. Când se încarcă emoțional cu acceptarea. Exact, pierdești. Că dacă tu te gândești, am pus 500, ăla mai plusat, aolo, păi ce fac? Mai pun niște bani, că dacă să devii presat. Exact, de suma aia, trebuie să o accepti. Mulțumim mult pentru sfaturile astea. Chiar vreau să știi ce vreau să... Uite, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, dar nu vreau să pierdem ocazia de a discuta despre networking. Pentru că în ultima vreme am observat, am citit, am auzit, foarte multă lume vorbește despre beneficiile networking-ului. Ce este networking-ul, cu ce ne ajută și cum îl facem bine? Networking-ul... Ne ajută extraordinar de mult. Să ne dezvoltăm business-ul? Bineînțeles. Sunt... Mai formulește relațiile care ni le facem, da? Că e networking, da, românește relațiile deci care ni le facem. Relații, nu? Exact. Sunt evenimente de networking în care de a cunoaște alte persoane din alte domenii de activitate sau din același domeniu, în Constanța, două de care știu și care se fac oarecum regulat, este Open Connect joia, la Forte, și mai este Business Networking Event, care este un eveniment făcut de JCI Constanța de câteva ori pe an. Dacă intrați pe pagina de Facebook sau pe site-ul de la JCI Constanța, o să vedeți când este acest eveniment. Sfatul meu, ca să faceți networking, este să aveți cărți de vizită. Nu poți să faci networking fără cărți de vizită. Okay. Asta e clar. Da, ok. Și vreau să zic așa, să fac eu o completare. Networking-ul poate fi făcut și în afara acestor evenimente, adică nu, networking nu înseamnă eveniment de networking, nu? Bineînțeles, networking poți să faci și la o nuntă. La o nuntă sau așteptând, nu că nu, cei care fac networking nu prea așteaptă. Dar ba da, nu, ia autobuzul și plimbă-te și cunoaște-ți clientul ideal, ca da. Să zic așa. Da, networking poți să faci multe oriunde, în orice context în care întâlnești oameni. Exact. Și chiar dacă consider că persoana respectivă n-ar putea să mă ajute pe mine în business-ul meu, nu trebuie să, exact. Să renunți. Nu se știe unde ajungi tu peste o lună, două, sau nu știi unde ajungi el peste o lună, două. Da. Deci poate să... Sau dar... cine altcineva mai cunoaște. Exact, exact. Leagă relații de prietenie, exact. Cu toată lumea. Dar ca sfat primordial pentru networking este să aveți cărți de vizită. Cărți de vizită,
totdeauna, nu există. Că îți treci numărul de telefon în telefonul tău, e ok, poți să faci chestia asta al cuiva. Dar cu toți avem, eu cred că am peste aproape de 3000 de numere de telefon, dacă mă întreb unii s-ar putea chiar să nu mai știu cine sunt, că l-am trecut, popesc cu el. Nu mai știu ce face. Da. Dar așa cu cartea de vizită, și cartea de vizită, la fel, e și aici o strategie, trebuie să faci cartea de vizită să te vândă și să-ți vândă business-ul și produsele. Da. Ok, deci primul, facem e foarte important, ne ajută în dezvoltarea business-ului să facem networking, da? Exact, am exact, foarte asta. Ca să-l facem bine, trebuie să ne facem cărți de vizită. Altceva, alte sfaturi ne mai dai? Mi-a venit acum aminte, dacă mi-a venit, înseamnă că nu e întâmplător, așa. Nimic nu e întâmplător. S-a făcut o statistică la un moment dat la un, dacă nu mă înșel, showroom de mașini și au întrebat cei care au participat ce i-a determinat să stea să vadă mașina sau ce s-a întâmplat de nu au stat la un anumit stand. Și pe primul loc, top of the list, cu un procentaj destul de mare, era respirația neplăcută a celui care prezenta mașina. Apropo de tips and tricks. Da, da. E bine să avem o respirație proaspătă. Și asta, să știi că contează. Să fim permanent îngrijit, putem explica. Exact, da. Să fim permanent îngrijit, exact. Să fii atent la modul în care arăți, în care te prezinți. Chiar și dacă ieșiți să cumperi o pâine, pentru că nu știi pe cine poți întâlni exact. În magazin. Da. Să fii întotdeauna atent la atitudinea ta, da? Corect. Că uneori poți să fii foarte bine îmbrăcat, dar să ai o atitudine. De cioban? Sau ciobăniță? Da, ciobănițele drăguțe, da. Sunt și drăgălași. Băi, și ciobanul e, am văzut reclame. E recunoscut ca fiind. Da. Da, s-au schimbat în multe vremurile. Da. Deci trebuie să fii foarte atent la atitudine, să fii întotdeauna prietenos și deschis. Și să accepți să accepți pe cei din jurul tău așa cum sunt ei, fără a te gândi că persoana respectivă ar putea să mi aducă un beneficiu pentru business-ul meu și să mă ajute așa și așa, sau nu, atunci las. Nu, da, mai, se simte, las, se simte chestia asta, da? Se simte să și fii dornic să cunoști cât mai multă lume, exact. Pentru că chiar și hai să vorbim și despre efectele secundare ale networking-ului. Să zicem că eu te cunosc, fac cunoștință cu tine. Sunt absolut sigură că nu ai tu nicio, nu vei putea avea, să mă ajuți cu ceva în dezvoltarea business-ului meu, dar pur și simplu, stând de vorbă unul cu celălalt și aflând anumite situații din experiențele tale de viață, prin ce ai trecut, împrietenindu-mă cu tine și aflând cât mai multe lucruri despre tine, la un moment dat mă pot eu lovi de anumite situații în business-ul meu, în viața mea personală și așa mai departe și să mi se aprindă un beculeț. Ia uite, domnule, mi-amintesc că m-am întâlnit odată cu cineva și mi-a povestit și uite cum a reacționat. Ia să fac și eu la fel, că uite, am aflat ceva bun. Deci ne ajută să ne dezvoltăm personal relațiile cu cei pe care... Sau chiar poți anticipa situații care pot apărea la tine în business-ul tău, având deja exemplul celuilalt. Da. Sigur că da. Și atunci, întotdeauna fi drăguț, fi deschis, află cât mai multe despre cei din jurul tău, doar așa, ca să afli, să știi, să cunoști și să te dezvolți personal. Corect. Da, e bine zis? Da. Unde ai dreptate, te aprob. Mulțumesc frumos. Și ce e drept? Într-una o aprobăm pe Sorina. Băi, emisiunea asta nu este despre mine. Hai să vorbim, să aflăm acum în ultimele minute, 10 minute mai avem. Maria, mai avem 10 minute, ne la știți, da? Ok, mulțumim. Hai să zic eu, că vorbeam de tehnic avut, da, ca să o spun, că e, și după aia mai putem să... Da. Când luați o decizie... Pentru că în viața de business ne confruntăm cu decizii. Și în viața personală. Deci este o tehnică care o folosesc în ultima an de zile și a dat roade și îi încurajez și pe clienții mei să folosească tehnica asta. De-aia zâmbești tot timpul și ești vesel. Exact, happy, eu tot timpul. Happy, da. Exact, happy. Ești împăcat cu deciziile pe care corect, știi să le iei corect. Cum luăm decizii corect? Este foarte simplu. Tehnica se numește VUD. Este un acronim. Când ai o decizie de luat, trebuie să-ți pui următoarea întrebare. Este vital acel lucru? Este urgent? Sau ar fi drăguț să? Ok. V-U-D. Vital, urgent, drăguț. Da? Exact. Exact. Niciodată nu faci un lucru drăguț dacă ai un
lucru urgent de făcut și invers nu, și tot la fel nu face un lucru urgent dacă ai... Mă speriasem, credeam că eu, acum o să zici că ale drăguțe să le amânăm. Nu le amâni, dar întâi le faci pe cele urgente și... Uite, vorbim de cheltuieli, că e foarte simplu. Da. Și în firmă sunt 1000 și una de cheltuieli și se ivesc, da? Dăm un exemplu practic. Un lucru drăguț ar fi să schimbi mașina în firmă. Mașina de firmă. Da. Presupunem că e ok, că nu s-a stricat, că tot e ok, că avem mașină și că e... Asta ar fi un lucru drăguț, da. Ar fi drăguț să, ca firma care e branduită cu numele meu, să fie... Să reamenajăm da. Birou, să... Eventual, da? Da, exact. Okay. Ar fi drăguț, da. Ar fi drăguț, nu, corect. Drăguț. Corect. Urgent... Nu prea. Nu prea, da? Nu e chiar așa de urgent. Că exact. Poate să fie, depinde de, da, apropo de amenajat. Dacă, dacă nu mai funcționează mașina, nu e urgent, clar. Exact. Dar dacă mașina troncăne sau am probleme, n-am schimbat uleiul, deja e urgență. Ok. N-am schimbat cauciucurile, e urgență. Tot la fel, ca și cheltuială vitală, angajații, salariile, că dacă s-au plecat angajații, firma... N-ai firmă. Exact. Așa am stabilit. Curentul, internetul, sunt cheltuieli vitale într-o firmă, deci nu... Utilități, materie primă. Exact, exact. Sunt cheltuieli vitale. Întâi le faci, faci acele cheltuieli vitale, te gândești care sunt, ideal este să ți le pui pe hârtie. E foarte simplu că odată ți le-ai pus pe hârtie, nu mai, da, poți să faci, nu mai poți să faci cheltuieli drăguțe. Așa. Că știi. Bă, dar așa se înseamnă că rămâi cu alea drăguțe nefăcute? Nu, vei fi foarte organizat. O să ai puțin o strângere de inimă, așa că mai vrei să faci o chestie drăguță și o să te gândești, bă, stai că aia vitală n-am făcut-o încă. Deci îți vei permite să le faci pe cele drăguțe, exact, în momentul în care le-ai asigurat pe cele vitale și pe, exact, cele urgente. Exact. Asta e ordinea, vital, urgent și drăguț. Exact. Și cred că, uite, acum că tu ai, te-ai referit la bani, dar cred că tehnica asta putem să o luăm și în orice altceva, și în gestionarea sarcinilor pe care le dăm angajaților noștri, spre exemplu. Pentru că un bun lider ar trebui să știe tot ce fac angajații lui sau membrii echipei pe care o conduce. Și atunci, ca să eviți supraaglomerarea lor, dar și să eviți să te uiți pe să cameră și să vezi... Și să vezi că stă degeaba și se joacă solitaire, da? Apropo de cei că simți că angajații... Cum vreți pentru ei, da, da? Este foarte important, înseamnă să știi foarte bine ce fac angajații tăi, să ai toate sarcinile lor puse pe hârtie, da, și să le împarți, exact, da? Și să le împarți în vitale, urgente și drăguțe. Să nu le dai, că în momentul în care au foarte multe lucruri vitale și urgente de făcut, să nu le mai dai în plus și lucruri drăguțe. Că vor fi tentați și noi oamenii în general, suntem tentați să facem lucrurile drăguțe. Și vis-a-vis de noi, de task-urile care le avem și de cumpărături, de orice. Deci uite un principiu foarte bun și în managementul timpului, chiar, da, și personal. Da, 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 da. Mulțumim frumos. Pe vud. Vud, vud. Vital, urgent, da, și drăguț. Bine, foarte. Sunt și cele iraționale, vudii. Se mai da, întâmplă, da, ceară. Alea nu le mai pune pe listă. Alea sunt, zic eu, nu. Noi, nouă bărbaților, nu ni se întâmplă. Se întâmplă doar la femei când văd pantofi. Zic sigur. Și articole de îmbrăcăminte. Alea, acolo se întâmplă alea iraționale. La noi, nu. Ca și exemplu, jumătate din mall-uri sunt magazine de fantomi. Înseamnă că eu sunt, nu știu, universul cred că m-a protejat pe mine de acest aspect, pentru că am talpa de la picior foarte mică și nu găsesc. Deci și să o iau razna în fața magazinului, că nu găsesc și sunt protejată. Nu fac lucruri raționale din acest punct de vedere. Ok. Hai să ne mai legăm puțin despre aspectele provocatoare din viața unui antreprenor. Care sunt principalele piedici de care se pot lovi? Care sunt principalele provocări pe care le pot întâlni în activitatea lor? Și cum să găsească în ei energia de a trece mai departe? Pentru că într-un business nou, așa cum am spus la început, întotdeauna te poți lovi de lucruri care să dea planurile peste cap, de setback-uri, da? Și atunci cum găsim în noi energia să putem să trecem peste? Care ar putea fi aceste piedici majore? Fii atent la aia, la aia, la aia și cum trecem peste? Că eu zic că în mare parte e chestie de atitudine și dacă ai atitudinea potrivită, găsești și soluția practică. Din punctul meu de vedere, e foarte simplu să treci peste.
trebuie să faci ceea ce îți place. Când faci ceea ce îți place, îți găsești și energia necesară să lucrezi 18 ore, să lucrezi mai mult. Dar n-ar putea exista la un moment dat tendința de oboseală la 7 zile, că zic, frate, degeaba îmi place mie să fac asta, că... Nu, stai puțin, ți-am răspuns direct, nu din punctul meu de vedere personal, direct, dar ai văzut că eu te-am lăsat să termin și ți-ai zis, nu, ți-am redesat-o, nu, da, eu așa sunt. La, poate, deci vorbesc în dreptul meu, răspunsul este nu, la alții nu știu. Există posibilitatea să zici, domnule, mi-am dorit, am visat, îmi place, dar uite că nu merge și să ai tendința de a renunța. Atunci când te lovești la atunci răspunsul ar fi dezvoltare personală, ar fi cursuri de motivare, motivaționale și se fac și în România, se pot parcurge și online, dacă vrei să faci ceva în viață, nu există că nu pot sau că n-am cum, n-am de unde să iau informații, tot. Internetul ne ajută foarte mult, internetul ajută foarte mult. Deci tu spui că orice piedică poate fi, dacă nu sărită, ocolită, găsită altă rută. Dacă nu merge ceva... Dacă nu o sărim, o ocolim, dacă nu o ocolim, facem un pod, dacă nu facem pod, zburăm, dacă... Există câteva avem voință de a ajunge la acel... Atunci când te lovești de o anumită piedică, caută întotdeauna o altă cale, ca să ajungi acolo unde ți-ai propus, unde ți-ai dorit. E posibil ca drumul pe care ți l-ai ales să nu fie tocmai cel potrivit pentru a ajunge acolo unde îți dorești să ajungi. Și atunci caută căi, nu? Mi-a adus aminte de o chestie care iar este destul de importantă vis-a-vis de acțiunile și deciziile care le luăm. S-a făcut un studiu pe un grup foarte mare de manageri și s-a ajuns la concluzia că în timpul care trece, vine în engleză, in fullness of time. Așa. Da. Înțelegi tu. Da. Și ascultătorii sper, nu știu să se traduc în română, în trecerea timpului, da, cred că asta e cea mai bună, în trecerea timpului, 70% din deciziile care le luăm sunt greșite. Cât timp folosim rațiunea la lună? Nu, oricând. 70%. Nu. Și nu ajută mai mult? Nu. De ce? Și spun și de ce. Atunci, în momentul ăla, decizia a fost luată bună. Este în concordanță cu toate aspectele și tot ce se întâmplă. Din acel moment. Da, din acel moment. Dar, de aia și zis, în trecerea timpului... În derularea timpului s-au făcut studii. Deci este un studiu foarte amplu pe manageri de companii și s-a ajuns la concluzia că 70% sunt decizii care nu au fost chiar atât de inspirate. Ceea ce credeai vis-a-vis de ce ziceai tu, ceea ce ne face să trăim cu impresia că nu tot ceea ce ne-am propus e ok. E ok, da. Sau la un moment dat e exact ceea ce ne dorim. Exact. Atunci ne doream, era o altă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru... E o idee foarte bună cu care să rămânem... așa, în minte, înainte de culcare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră. Alex, te aștept, că vreau să mai dezvoltăm. Cu mare plăcere. Din păcate nu ne mai ajunge timpul. Remus, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. Cu mare drag. Dar avem știri. Trebuie să aflăm că și noutăți, nu-i așa, Maria? Ca să ne dezvoltăm personal, trebuie să fim în permanență la curent. Așa că hai să ascultăm și știrile. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost și în seara aceasta alături de noi. Sper că informațiile pe care vi le-am prezentat au fost utile. Alex va reveni în emisiunile noastre, așadar dacă există anumite aspecte, anumite dorințe pe care ați dorit să le detaliem, vă rugăm să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook isa.org.ro sau pe adresa noastră de e-mail info@isa.org.ro. Suntem bucuroși, vom fi bucuroși să dezbatem exact subiectele pe care le doriți și să detaliem exact acele lucruri unde doriți să aflați mai multe, astfel încât să puteți să rupeți norii. Mulțumesc mult! O seară bună! Mulțumim! O seară bună! La revedere!